Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm preferatele lunii octombrie și, la fel cum ne-am obișnuit, 5 produse din 5 categorii de produse diferite. Astăzi am, practic, 2 produse dintr-o anumită categorie, dar o să vedeți la momentul respectiv că trebuia să vi le arăt împreună. Și o să încep cum, nu știu, aleatoriu, așa am început și data trecută, așa o să încep și acum, cu produsul din categoria de parfumerie. De data aceasta am un parfum de la Avon. Este un parfum care a apărut în luna noiembrie, teoretic, doar că eu l-am primit de la începutul lunii octombrie spre testare și l-am folosit toată luna octombrie, deci este parfumul lunii octombrie și a rămas și parfumul lunii noiembrie, deci cel mai probabil o să-l vedeți și în preferatele lunii noiembrie. Fără alte introduceri, o să vă arăt întâi cutia, așa arată. Este un parfum din categoria Today, Tomorrow, Always. Este o categorie foarte vestită și populară în rândul parfumurilor de la Avon. Iar parfumul se numește The Moment. Așa arată sticluța. Este o sticluță clasică de la parfumul Always. Nu are nimic diferit, ca să zic așa. Mie oricum, categoria asta de parfum mi se pare o categorie sofisticată, o categorie elegantă. Dacă luăm în calcul, până și sticluța mi se pare ceva super simplu și cât se poate de elegant. Este un parfum floral. Ingredientele principale sunt gardenie, neroli și magnolie. Nu este un parfum dulce, dar este un parfum, cel puțin din punctul meu de vedere, încă îmi miros încheietura pentru că l-am pulverizat și înainte de a începe videoclipul ca să pot să îmi readuc aminte de ceea ce simt în momentul în care îl testez și în momentul în care îl folosesc. La fel cum îi spune și numele, este un parfum care ar trebui să te ducă cu gândul la amintirile frumoase, la momentele pe care vrei să ți le aduci aminte pe parcursul vieții. Mai mult de atât, nu vă spun că deja vă am intrat în prea multe detalii despre el. Apoi, a doua categorie, o să iau produsul pentru îngrijirea părului. Am avut o perioadă în care nu am mai folosit, este vorba de șamponul uscat. Eu îl folosesc doar pe acesta de la Nivea, este varianta de 200 de ml. Este un produs fără de care nu știu cum am rezistat, cred că vreo 3 luni nu am folosit. Prețul a crescut foarte mult, dacă înainte îl luam cu undeva la 16 lei, 17, îl mai prindeam la reducere, îl luam cu 15 lei, am avut o dată când am luat cu 10 lei bucata și am luat vreo 3 sau 4 atunci. Acum, prețul pentru un astfel de șampon uscat este de 25 de lei. Mie mi se pare că este exagerat de mult, doar că pur și simplu nu pot să mai trăiesc fără el. Poate că m-am și învățat cu el, este o comoditate, dar cel puțin pentru mine este un must-have, pentru că, deși mă spăl o dată la 3 zile, pentru că dacă m-aș spăla mai des, cred că aș rămâne fără păr în cap, nu știu, pur și simplu simt că a doua zi după spălare părul își pierde din volum, deja începe să arate inestetic, și cumva este dureros și agasant să-l țin în continuu în coadă, în coc, împletit și în alte feluri. Pur și simplu vreau să-l las liber, să fie el așa căzut pe umeri și îmi place foarte mult pentru că dă exact impresia de păr proaspăt spălat și este o chestie extrem de rapidă și extrem de, nu știu, comodă, ca să zic așa. Acest videoclip o să fie mai lung pentru că am avut chef să vă pălăvrăgesc mai mult despre produsele astea și nu numai că am avut chef, dar sunt niște produse care într-adevăr sunt preferate și într-adevăr le folosesc cu, nu știu, cu toată inima. Revin cu produsul pentru îngrijirea corpului, mai am foarte puțin în acest recipient. Este o cremă de corp de la Xeroxil 5. Este el, bine, produsul este de la Liza Skin
laborator sau ceva de genul ăsta, cred că se pronunță. Este o sticluță cu 200 de mililitri. Îmi place foarte mult faptul că are pompiță. Este o cremă de corp foarte hidratantă, la modul că ea este potrivită pentru pielea uscată și foarte uscată. Este o cremă de corp pe care dacă ai folosit-o odată, deja vezi, nu știu, semne ale reparării pielii imediat după folosire. Mi se pare că este un produs foarte bun și eu l-am testat, are o ureie 5%, dacă vă interesează chestia asta, eu l-am testat, mai am foarte puțin din el și probabil îl voi recumpăra, l-am văzut în farmacia Tei, nu are un preț foarte mare, sau cel puțin în momentul în care m-am uitat eu după el, nu avea un preț foarte mare, acum nu mai știu ce să mai, când m-am uitat de ceva timp după el. Dar v-am zis, cu siguranță o să ajungă pe lista de de cumpărat. În categoria de skincare și las categoria de make-up la final pentru că vreau să vă arăt două produse care cel puțin mie mi se par inovative. În categoria de skincare am primit și testat crema de față de la Anew Sensitive Plus, așa arată ea, are 50 de mililitri. Este o cremă, eu am primit-o, am testat-o și acum o folosesc în continuare pentru că îmi place foarte, foarte mult. Este o cremă, vreau să vă arăt cum arată în interior. Nu știu dacă vedeți cât este folosit din ea, încă am mai avut din recipientul de la cea cu, cu Pro-Vita D, cea cu vitamina D. Water cream-ul și nu am folosit-o pe parcursul întregii luni, dar acum am terminat-o pe aceea, o să o vedeți în produse terminate, este crema mea favorită. Asta cumva se apropie, dar cred că după ce o să termin borcanelul o să mă reîntorc la aceea, dacă nu-mi schimb părerea pe parcursul întregului recipient. Ideea este că este o cremă foarte ok din punctul de vedere al faptului că este potrivită pentru toate tipurile de ten, pentru toate vârstele și se adresează în principal tenului sensibil și foarte sensibil. Pentru că este o cremă care nu are parfum și nu are o mulțime de alte ingrediente care ar leza, ca să zic așa, tenul sensibil. Este o cremă care a fost testată și retestată pe diferiți voluntari care aveau diferite tipuri de ten, diferite vârste și diferite probleme ale tenului. Nu a reacționat greșit sau nu a avut reacții adverse la nicio persoană care a testat-o și asta este ceva wow, pentru că mi se pare că este o tehnologie extrem de îmbunătățită și extrem de inovativă, având în vedere că nu a avut reacții adverse. La variantele astea de produse, eu întotdeauna recomand, dacă vreți să le testați, să vă luați mostre, pentru că, bine, asta se aplică tuturor produselor, dar dacă știu eu un parfum e prea dulce, nu știu, poate că îl oferi sau îl mai folosești din când în când. În schimb, dacă o cremă nu ți este ok, nu ți este potrivită, nu prea ai cum nici să o oferi. De asta cel mai bine este să vă luați mostre. Iar categoria de make-up, vă spuneam că am lăsat-o la final. Aici am două produse, dar practic, având în vedere că se încadrează în aceeași categorie și au aceeași tehnologie, ca să zic așa. Bine, poate că e mult spus tehnologie, dar au cam aceeași, nu știu, modalitate și de aplicare și de tot. Este, sau sunt, unul este Liquid Lip Duo și unul este Liquid Eye Duo. Unul este un ruj și altul este un fard de ploape. Rujul este deasupra, fardul de ploape de desubt. Sunt, sau este un produs aplicat sau care se poate aplica cu două nuanțe sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact cum să vă prezint lucrul ăsta. Deci are la un capăt o nuanță. Asta arată așa.
Și o să desfac și pe și în capătul celălalt, ca să vă arăt. Care arată, este ceva metalic. Mi se pare interesant că se pot folosi împreună, se pot folosi separat. Practic ai exact 2 în 1, 2 produse în 1. Și mi se par foarte, foarte interesante. Rujul are o finisare mat, satin, iar momentul în care folosești și partea metalică este ceva de efect. La fel este și la partea de far de ploape. Ai varianta asta care este o idee, ceva de genul tot așa mat, satinat, iar în momentul în care folosești și partea metalică este deja ceva wow. Mi se par foarte interesante și le-am folosit în luna octombrie pentru că am avut destul de multe momente în care le-am putut utiliza. Fardul de ploape l-am folosit și în luna noiembrie, rujul la fel și mai aveam un produs, dacă ar fi să o luăm așa. În luna octombrie am folosit, acum mi-am aplicat gene, dar în luna octombrie am folosit de foarte multe ori și destul de des și mascara, dar v-am arătat-o în preferatele lunii septembrie, dacă nu mă înșel. Cred că atunci v-am arătat-o și este pe terminate, deci aia va fi tot așa un produs pe lista de cumpărat. Sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii, puteți să-mi spuneți dacă ați folosit, dacă n-ați folosit, dacă v-ar tenta să folosiți produsele pe care le-ați văzut la mine, dacă aveți recomandări de produse din orice categorie de produse pe care ați văzut-o în acest videoclip. Dacă nu v-ați abonat și ăsta este primul videoclip pe care îl vedeți de pe acest canal, nu uitați să vă și abonați pentru că sunt foarte încântată în momentul în care văd că numărul de abonați crește sau chiar și stagnează, pentru că în ultima perioadă nu am postat extrem de mult și nu am mai acordat o așa de mare atenție cât acordam acestei platforme. Așa că vă mulțumesc că ați rămas alături de mine sau că v-ați abonat. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu următoarele videoclipuri. Eu am fost Andreea și până data viitoare, v-am pupat!